Câștigurile financiare și reușitele în afaceri vor rotunji vizibil buzunarele și conturile unor nativi din zodiac. Află care dintre cele 12 zodii se vor îmbogăți până la finalul anului. Conform canalde.ro, pentru pești, anul 2021 nu a fost unul blând din punct de vedere financiar, dar anul 2022 vine cu venituri mari pentru ei. Se vor implica mai mult la locul de muncă și veniturile lor se vor mări considerabil. În următoarea perioadă, fecioarele vor reuși să strângă mai mulți bani decât și-au imaginat. Își vor permite lucruri la care au visat de mult timp. Nu vor mai fi nevoiți să închidă ochii la anumite lucruri și să se sacrifice. Rămân la fel de chibzuite și nu vor arunca cu banii în stânga și în dreapta. Nativii Taur și-au dorit mereu stabilitate financiară. Au parte de o perioadă extrem de productivă pe plan financiar. Vor face economii cât să poată rezolva orice problemă apărută și vor reuși să își satisfacă și micile plăceri pe lângă lucrurile necesare. Pentru Scorpioni, lucrurile vor începe să meargă din ce în ce mai bine pe toate planurile, mai ales pe plan financiar. Își pot schimba locul de muncă sau încep propria afacere. Oricum ar fi, sumele de bani ale Scorpionilor vor crește. Sunt pregătiți pentru tot greul și pentru încercările care urmează. Vor avea bani mulți, relatează știrile canalde.ro.